Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O actualizare în scandalosul caz al angajării domnișoarei chelnerițe la Apele Române pe un post de inginer la Departamentul de Apărare împotriva inundațiilor. A, doamna cu master. Da, doamna cu masterul. Mă rog, fiind chelneriță, știa cum e cu apa. DNA a inundații cu apă minerală. Da, clar. DNA a documentat procedura angajării frauduloase de la Apele Române și a început urmărirea penală împotriva unora dintre cei implicați, inclusiv împotriva animalului politic de la PNL. Știți, șeful. Cel care era director administrației bazinale Prut Bârlad și care a amenințat, hărțuit și eliminat din regie angajatul care s-a opus angajării abuzive a domnișoarei în chestiune. Ăsta a fost subiectul, sau de la asta a pornit atunci documentarul Recorder. Nu de alta, dar domnișoara, vă reamintesc, nu știa practic nimic despre domeniul în care urma să fie angajată prin presiunile șefului ei și nimic nici din materia pe care se presupune că o studiase la facultate. Ea a zis că făcuse facultate de chimie. Și înainte să vă spun cum, care este noua decizie a DNA, să ne reamintim câteva dintre momentele epocale din documentarul Recorder pe această temă. Iată domnișoara de la APE în dialog cu reporterul Alex Nedea, care a întrebat-o cum se măsoară, deci dânsa lucra la APE, la protecția împotriva inundațiilor. Și au trecut-o toate apele. Da. Mua, mua. Da. Și a întrebat-o cum se măsoară debitul unei APE. Știți cum se măsoară un debit? Da. Spuneți-mi în ce se măsoară un debit. Zi. Nu vă uitați la domnul director, nu șorcați că are mască. Nu, dar trebuie neapărat să purtăm această discuție acum. Sigur, sunteți angajată de 2 luni la Apele Române, trebuie să știți cum se măsoară un debit. Da, dar trebuie să... Ei, nu 2 luni. Cum ați ajuns aici? Metri cu pe secundă. Nu vă e rușine, domnule reporter? Vă bate joc de mine? Credeți că aici, la Apele Române, să te angajați nei ca nimeni? Cum? Ia ieșiți afară, domnule. Iau și mă întreb în ce se măsoară debitul unei ape. Ce chestiune elementară. Cum e posibil așa ceva? N-a răspuns așa. A răspuns, da, chiar trebuie să răspund la aceste întrebări. Da? Sunteți angajată de 2 luni și ăla al naibii, știi? Alex Nedea, și sunteți angajată de 2 luni, adică în 2 luni. Pe acum, serios. Și șeful zicea, aia nu chiar 2 luni, să fim serioși, sunt 2 luni și 3 săptămâni și un pic. Stai-mă puțin, vine oricine și te ia la întrebări așa la tine, da, la serviciu. Un alt moment, ăsta chiar din interviu de angajare, aici se aude mai prost pentru că este înregistrarea făcută de vechiul, mă rog, director tehnic de acolo, cel care făcea interviuri de angajare și se lua cu mine de cap că fata asta nu știa nimic. Și o roagă să spună care e malul drept și malul stâng al unui râu, curs de apă. Știți care e malul stâng și care e malul drept? La un râu? Cum să detecte? Sau știți cum să vă poziționați la un față de un râu? Care e malul stâng și care e malul drept? Am văzut că la un râu facultate legat de piesa solului, dar nu în apropiere. Zice că a făcut în anul 3 de facultate. Eu cred că am făcut prin clasa 2-a, 3-a chestia asta. Ata n-avea nici prezență de spirit. Zici, da, ca la dublu sau nimic, da, zici ceva. Orice. Da, zici ceva. Stai. Bine, i-a mai și spus, cum vă poziționați? Da. I-a dat și cum vă poziționați, da, ajutătoare. Asta e ca ala cu blondele, știi? Cu fată vină, da, pe malul celălalt. Da, sunt pe malul celălalt. Care e malul stâng? E opus față de dreptul. Nu vă e rușine, domnule, să mă întrebați de astea. Și am studiat în anul 3 la facultate, dar nu în aprofunzime, a zis domnișoara. Adevărat. Da, a mai fost o discuție în care a întrebat-o, zice, a întrebat-o dacă întreabă șeful care trebuia să o angajeze, nu directorul care ducea interviu, dacă v-ar vorbi despre azot, azotați, azotiți, ați ști? Și ea spune, chiar dacă am făcut facultatea de chimie, nu m-am axat pe elementele chimice, spune ea. Aia a fost cea mai tare. Și ăsta nenorocit o zice, care e simbolul chimic al elementului fosfor, știți? Tic-tac, tic-tac. Dublu sau nimic, tic-tac, lasă, tic-tac, nu spui. Să nu spun? Nu că, nu, că zice, ea nu, a zis că nu știe. A zis că oricum că nu știe. Nu știe, asta i-a pierdut. Bun. E, vă reamintesc, ca să poată fi angajată la Apele Române, a fost nevoie de o șmecherie administrativă, care se practică în foarte multe locuri în administrația publică din această țară. Așa se politizează administrația publică și, mă, măcar de-ar numi oameni care se pricep. Dar prin șmecheria asta sunt trimiși tot soiul de linge clanțe de la partide, în cazul ăsta de la PNL, că ăștia sunt peneliști toții. Dar mai înainte au fost și de la celelalte partide. Să nu ne imaginăm că doar liberalii fac. Asta nu-i scuză în niciun fel. Dimpotrivă, îi condamnă pe toți, pentru că oamenii ăștia trăiesc, de fapt, căpușează banii pe care îi plătim noi din taxe.
din taxele noastre, ăștia se angajează și nu știu să facă nimic. Ăsta e și motivul pentru care aparatul de stat e atât de stufos. Da. Pentru că se schimbă și fiecare vine cu oamenii lui. Sigur. Bun. E, asta e. Deci șmecheria, angajările se fac prin detașare. Adică persoana e mai întâi trecută fictiv în organigrama unei mici primării. Acum, pentru că sunt, nu poți să-l angajezi la stat direct. Trebuie să organizezi concurs, nu știu ce. Și atunci îl angajezi în administrația locală într-o primărie. De asta condusă de un primar mai prietenos de la partidul respectiv, după care se face detașarea prin postul râvnit. Și DNA a descoperit că tânăra nu lucrase, de fapt, nici măcar o oră la primăria Vatra Moldoviței, de unde fusese detașată la Apele Române. În cazul ei, fie lipsesc cu totul documentele necesare angajării, fie acestea au fost întocmite retroactiv, nu există fișe de poș, nici contract de management, că ea fusese angajată administrator public. Da, da. Fictiv, mă rog. La primăria Vatra Moldoviței a mai fost documentat un caz similar. Un protejat politic a fost angajat fictiv într-o funcție de personal contractual la această primărie, deci același lucru. Și după câteva zile a fost detașat ca inginer tot la Apele Române Prut-Bârlad, prin manevrele acelui așa animal politic de la PNL, Petru Avram. Zicem animal politic pentru că poate vă amintiți, el se descrie pe el însuși, zice, eu sunt un animal politic, pot ajunge orice în țara asta, pot ajunge și ministru. Și este adevărat. Mândru, da, așa. Corect. Adică dacă nu-l prindeau cu o caua mică și nu ieșea scandalul, da, intra pe filiera de rețeaua de corupție a politicienilor care ocupă funcții publice, oamenii care se apără între ei, se susțin între ei și da, putea să ajungă orice, și ministru. DNA a început urmărirea penală față de primarul din Vatra Moldoviței, pentru viceprimarul de acolo și pentru secretarul comunei. Toți sunt acuzați de abuz în serviciu că au participat la escrocheria asta. Și în același dosar mai sunt cercetați și Petru Avram, fostul director al administrației bazinale, abuz în serviciu, și fosta chelneriță și al doilea personaj angajat prin fraudă pe bani publici la Apele Române. Și într-o țară normală, acum am spune, nicio apă nu o să-i mai spele de acum înainte, dar fiind România și Republica Fantastică România, nu știm niciodată ce urmează din punctul ăsta de vedere. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.